Scrisoarea de dragoste l-a întors în timp pe un bărbat din Statele Unite. Aceasta a ajuns la el abia acum, la 53 de ani după ce a fost trimisă de femeia care a devenit soție. Din nefericire, scrisoarea pierdută a rezistat mai mult decât căsnicia lor angajatei care se ocupă de sortarea corespondenței la Universitatea din California nu i-a venit să-și creadă ochilor când a găsit plicul ștampilat de poștă în februarie 1958. A încercat să-l găsească pe destinatar, însă i se pierduse urma, iar expeditorul se-i scălise doar a ta pe vecie Voni. Când o televiziune locală a difuzat știrea, s-a trezit cu un apel chiar de la destinatar. Bărbatul nu fusese de găsit pentru că își schimbase numele, dar a fost bucuros de veste. A spus că povestea de dragoste cu iubita lui de atunci s-a sprijinit intens pe serviciile poștei americane. Email and and, you know, so we, we Cei doi s-au și căsătorit după terminarea facultății, dar au divorțat de câțiva ani. Au patru copii și nu păstrează legătura. Motiv în plus ca bărbatul să fie nerăbdător să citească vorbele dulci scrise doar pentru el și să aibă și mai multă încredere în sistemul american. If, uh, Universitatea California i-a expediat acum un colet cu scrisoarea și un tricou, iar bărbatul în vârstă de 74 de ani a anunțat că dacă și acest plic va ajunge după 53 de ani, va depune plângere.